Pentru că suntem la provocarea de 21 de zile, vreau să vă spun că pentru mine postul intermitent este parte permanentă din viața mea, deoarece ne stresăm, mâncăm lucruri nepotrivite, suntem imperfecți, da? Și corpul nostru ce face? Le asimilează și atunci noi avem nevoie să le și eliminăm afară. Bineînțeles, prin curățările despre care tot v-am vorbit, curățările sunt extraordinar de importante în acest proces de curățare, puteți practic să aveți acest de drink care vă ajută foarte mult să eliminați acele pietre care le-ați văzut. Pentru detalii mă contactați. Însă autofagia este practic foarte importantă. Ce înseamnă autofagie? Celulele canceroase, celulele care nu mai sunt folositoare, da? Ele sunt mâncate de către celulele foarte bune, astfel are un proces de regenerare în corpul nostru printr-un post intermitent. Ce înseamnă? Să mâncăm doar 8 ore pe zi la început, după care să nu mai mâncăm o zi deloc, apoi putem să ne adaptăm așa ușor, ușor creierul nostru să poată să ne își dea voie ca să nu mai mănânce încă 2-3 zile și dacă nu o să mâncați 3 zile pe săptămână și o să fie asta un obicei, o să vedeți cât de bine o să vă simțiți, mai ales dacă o să administrați și izoflavone, care este un lichid extrem, extrem de important și de vital pentru sănătate atunci când noi facem un post intermitent. Pentru detalii, aștept să mă contactezi. O zi minunată și ne vedem la următoarea provocare care urmează surpriză pentru tine. O zi frumoasă!